Bine v-am găsit! E zi de sâmbătă și noi tradițional vă dăm întâlnirea la știri în afara politicii. Astăzi vizionați! Primăvara eliberării, 80 de ani de pace. Aproape de stele, ziua cosmonauticii și ce o leagă Penestrenia de acest domeniu. 40 de ani ai Colegiului Politehnic din Slobozia. Primăvara eliberării, 80 de ani de pace. În aprilie 44, drapelul roșu a fost arborat pe sediul teatrului din capitală. 970 de zile și nopți de ocupație au răpit viețile a 4.000 de locuitori ai Tiraspolului. Orașul a fost distrus. Memoria acelor zile de foc este imortalizată în granitul monumentelor din oraș. 12 aprilie 1944, diviziile 228, 92 și 118 de pușcași ale armatei a 37-a frontului 3 ucrainean au intrat în orașul Tiraspol. Cele 970 de zile și nopți de ocupație română rămâneau în trecut. Dar faptele eroice ale ostașilor eliberatori au rămas pentru totdeauna în memoria fiecărui nistrean. Tiraspolul este unicul oraș din Nistrenia care a primit Ordinul Marelui Război pentru apărarea patriei de gradul 1, pentru contribuția sa la victorie. În prezent, la Tiraspol sunt mai multe monumente dedicate eroilor eliberatori. Unul din ele este cel al victimilor fascismului și mormântul comun al cetățenilor sovietici împușcați la Tiraspol în 1941 de către dușmani. Здесь находится братская могила. Aici este mormântul frățesc al celor care au fost arestați pentru lupta ilegaliștilor, partizanilor, care au opus rezistența invadatorilor româno-fasciști. Când frontul a început a se apropia, operațiunile militare Umani-Botoșani de la Odessa începuseră, românii și germanii nu excludeau că ai noștri vor veni și au decis să împuște pe cei care erau ținuți în închisori și lagăre. În mormântul frățesc sunt înhumați aproape 3.000 de oameni. Printre ei este și Daria Diacenco, membra organizației ilegaliste Scânteia Partizanilor, eroul URSS. Daria a fost împușcată în ziua sa de naștere, când împlinise 20 de ani. La intersecția străzilor Dreptății și Karl Liebknecht se află un alt monument, obeliscul soldaților eliberatori ai armatei a 37-a, anume ea a fost principala unitate militară care a eliberat Tiraspolul. Iar acesta este Parcul Biruinței. El a fost fondat în 1947. Denumirea lui vorbește de la sine. Aici sunt scrise numele eroilor Uniunii Sovietice din Tiraspol și din toată Nistrenia care au primit acest titlu înalt. Iar acesta e Memorialul Gloriei din centrul capitalei. Pe plăcile de granit sunt numele eroilor din diferite perioade. Tot aici, 14 morminte frățești cu peste 900 de familii pe ele. Soldați ai Armatei Roșii, ilegaliști, partizani, cei care și-au dat viața pentru pace și libertate pe pământul nostru. Anume aici, la 12 aprilie, s-au adunat urmașii recunoscători. Ziua eliberării Tiraspolului și peste atâția ani rămâne o sărbătoare scumpă pentru toți. În satul Tașlâc, raionul Grigoriopol, cu pietate este păstrată memoria despre eroii Marelui Război pentru apărarea patriei. 80 de ani, pe pământul nistrean, e pace și liniște. Școala din localitate poartă numele lui Anton Antonov, erou al Uniunii Sovietice căzut în timpul eliberării raionului Grigoriopol de sub jugul fascist. Elevii, împreună cu pedagogii, cu mare grijă, continuă să adune în muzeul școlii exponate ce oglindesc istoria localității, a consătenilor care au apărat patria. Din Tașlâc au plecat la front 172 de săteni. Mulți din ei nu s-au întors la baștină. Despre aceasta și alte evenimente istorice le povestesc elevilor, pedagogii, la lecțiile de istorie. Din povestirile care le-am auzit de la consătenii noștri care nu mai sunt de acum în viață, din filmele care le-am văzut despre război, din povestirile citite din cărți, am aflat despre acele grele zile care s-au năpustit pe teritoriul satului nostru natal. Chiar din primele zile și din primele luni, teritoriul Nistreniei a fost ocupat de fașiști. 4 ani a durat această ocupație. A fost o viață foarte grea, plină de necazuri, plină de urgie, plină de lacrimi
și tristețe. Muzeul este un loc deosebit pentru fiecare locuitor. Aici se păstrează obiecte, fotografii cu valoare istorică, științifică și spirituală. Noi nu cunoaștem război decât din cărți, decât din povestirile celor care au luptat. Noi n-am văzut război decât din filme și nici nu vrem să-l cunoaștem altfel. 80 de ani pentru istorie e doar un grâmbei de timp, iar pentru noi, muritorii de rând, e o perioadă destinată musafiriei noastre pe pământ. Cum arătau acele scrisori în formă triunghiulară, dacă scrisoarea venea de culoare surie, înseamnă că persoana a decedat pe front. Nu vom uita niciodată pentru pacea, liniștea, cerul senin care îl avem noi astăzi. Fiindcă ei ne-au eliberat nu numai pământul, ei ne-au eliberat și pe noi astăzi ca să trăim în pace, în liniște, în prosperare. Iar acesta este monumentul ostașilor căzuți din satul Tașlâc. În acest mormânt frățesc sunt înhumați 560 de soldați și 3 eroi ai Uniunii Sovietice, care au decedat pe front. A fost război. Ostașii aceia care au jertfit cu viața, astăzi au devenit obeliscuri, arbori, spice de grâu, străzi, cântece, poeme. Erau tineri și vroiau să trăiască. Iubeau și ei viața, nu mai puțin decât o iubim noi acum. Dar exista ceva mai presus decât viața lor, destinul patriei, care era în pericol. Datorită lor, astăzi iarba este verde, cerul de peste țară e albastru, iar frunza răsare în fiecare primăvară pe ram. Nu-i nimic mai scump ca pacea. La memorial sunt instalate busturile celor 3 eroi ai Uniunii Sovietice, Anton Antonov, Sergiu Țelăh și Ion Coropkin. Biografia lor de luptă e strâns legată de satul Tașlâc. Coropkin Ivan Petrovici a fost un capitan al Armatei Roșii, un erou al Uniunii Sovietice. S-a născut în anul 1921 în satul Rodlinov, Ținutul Altai, de naționalitate rus. Primul, în sectorul satului Tașlâc, a forțat un ministru cu 3 tunuri. Cu o mână de viteș a nimicit 4 tunuri, 6 mitraliere și peste 80 de soldați ai dușmanului. Capul de pod a fost menținut, dar artileristul curajos a căzut cu moarte de erou. Titlul de erou al Uniunii Sovietice a fost conferit post-mortem la 24 martie 1945. Astăzi, una din străzile din sat poartă numele eroului. Încă un erou, Sergiu Țelăh, capitan, locțuitor politic al comandantului unui batalion de pușcași, s-a născut în anul 1905, în orașul Kropotkin, Krasnodar. În noapte spre 14 aprilie 1944, sufocul înverșunat al dușmanului printre primii a trecut ministrul lângă satul Șerpeni, raionul Anini Noi. Prin exemplu, personal de vitejie și bărbăție a asigurat forțarea cu succes a râului Nistru. A căzut în luptele pentru eliberarea capului pod al Nistrului. Titlul de erou al Uniunii Sovietice a fost dat post-mortem la 13 aprilie 1944. În centrul satului Tașlâc mai este inaugurat încă un monument. El a fost înălțat în memoria lui Filip Peciul, regizor de cinema. În timpul Marilor Război pentru apărarea patriei a filmat secvențe de pe câmpul de luptă. Materialele lui Filip Peciul și astăzi le putem vedea în filmele despre Marele Război pentru apărarea patriei. La 12 aprilie, locuitorii Dubăsarilor au marcat jubileul eliberării orașului de sub jugul fascist. Dar pentru a intra în localitate, ostașii Armatei Roșii au adus pentru început pacea în satele raionului. Satul Doibani 1, ca și alte localități ale raionului Dubăsari, a fost eliberat de sub jugul fascist în aprilie 1944. Aici hitleriștii își întăriseră pozițiile și dădeau ripostă înaintării trupelor sovietice. Luptele au fost grele. Pentru eliberarea localității și-au dat viața 86 de ostași.
mai la deal de sat au fost o linie a nemților și aici au fost lupte crâncene, care ostașii Armatei Roșii au lungat fașiștii după Nistru. Nemții când fugeau în anul 1944 erau murdari, plini de glod, dar totuși se țineau aici de pământ acesta. Nu și Armata Roșie e lungau. După eliberarea satului, aproximativ 200 de bărbați au fost recrutați în armată. Printre cei care au plecat la front a fost tatăl și unchii Tamarei Reabova. Din familia noastră n-a fost unicul. Patru frați, din prima zi până ultima, au luptat în timpul Marelui Război pentru apărarea patriei. Dar ce este însemnat că toți, și tata și cei patru frați, deci împreună cinci membri ai familiei, feciorii Anisiei și a lui Vasilii, apostol, s-au întors vii acasă. Asta a fost o mare bucurie pentru părinți. În Humarea Frățească se află pe teritoriul școlii locale. În anii 70 aici a fost instalat un monument. De acest loc comemorativ au grijă elevii și pedagogii. Noi am venit la mormântul frățesc să facem curat. Aici sunt înmormântați 86 de ostași. La 11 aprilie noi sărbătorim ziua liberării satului. Iar aceasta este Țibulăuca. Elevii școlii în coloană se îndreaptă spre monumentul instalat în centrul localității. El a fost înălțat în anii 70 drept mulțumire ostașului sovietic și setenilor care au luptat cu hoardele hitleriste și și-au dat viața pentru viitorul țării. La 4 aprilie 44, Țibulăuca a fost eliberată de sub ocupația fascistă de către ostașii frontului 2 și 3 ucrainean. Pentru început, situația în localitate a fost studiată de cercetași. Apoi a intrat marea parte a trupelor. Toată ziua pe teritoriul satului de acum veneau oștiri, și anume oștirile diviziei 1 aeriene de desant care veneau din partea Doibaniu și divizii de pușcași care veneau din partea a 110 care veneau din partea Garmației. Toată ziua au fost duse pregătiri pentru a face podul de traversare a râului Nistru. Sătenii noștri cu mare efort ajutau armata sovietică, care ce putea, scoteau porțele de la poartă, aduceau scânduri, făceau diferite trapuri care se poată traversa. Din partea Doibanilor, la fabrica de vinificație, au fost aduse foarte multe butoaie, unde tot consătenii noștri, copiii care erau mai mari, la 16, 18, 20 de ani, anume erau încadrați în ajutor. Foarte mulți, taman în ziua asta, dacă din arhive este demonstrat că anume în ziua asta, peste 100 de consăteni de noștri au fost înrolați în rândurile armatei sovietice. Pregătirile au fost duse până seara târziu. Au început a trece râul pe la ora 5 dimineața, rapid și reușit. De aici, ostașii sovietici au continuat calea de eliberare a raionului. Însuși, orașul Dubăsari a fost eliberat de subjugul fascist la 12 aprilie. La Memorialul Gloriei Militare, în mormântul frățesc, sunt înhumați 81 de ostași sovietici. Ziua cosmonauticii, apropierea cometei Pons-Brooks de Pământ, erupții solare puternice. Despre acestea și nu numai au discutat recent la Universitatea de Stat Nistreană. Aici a fost o excursie la planetariu pentru angajații universității. Universitatea de Stat Nistreană, blocul B, Facultatea de Fizică și Matematică. La etajul 3 e Centrul de Astronomie. Lucrează deja 20 de ani. A fost deschis la 1 aprilie 2004. Aici erupțiile solare pot fi văzute cu ochii, din interior. Aici studiem atlasurile cerului înstelat, instrumentele și echipamentele. Apoi se fac cursuri practice pe observațiile de seară ale cerului înstelat, ale galaxiilor din apropiere, grupurilor de stele. De asemenea, vorbim despre cele mai semnificative evenimente astronomice, despre esența și natura lor. Lucrăm cu diversi astronomi. În cinstea aniversării deschiderii planetariului, excursie, nu pentru studenți sau elevi, ci pentru angajații Universității de Stat Nistrene. Profesorii și specialiștii din alte domenii au venit să afle mai multe despre astronomie. Există și cazuri în care în 20 de ani de lucru alături de planetariu n-au fost pe aici niciodată. Situația a fost corectată. Lucrez la universitate de 25 de ani și aceasta e prima dată când am venit la o așa excursie. Întotdeauna am visat să merg la planetariu și iată că astăzi visul s-a realizat.
Un lucru pe care l-am aflat e că putem vedea concomitent 6.000 de stele. Și mai departe, despre cosmos, 63 de ani în urmă, la 12 aprilie 1961, Yuri Gagarin a cucerit spațiul cosmic. A demonstrat încă o dată că imposibilul este posibil. În așa mod a început cucerirea cosmosului, 12 aprilie 61, zborul lui Gagarin. Tot atunci, studenții școlii profesionale din Tiraspol în sala radio primeau semnalurile. Au auzit vocea din spațiu. Stația radio a fixat semnalul lui Gagarin, pe care Yuri Alexeievici îl transmitea în centrul de control al zborului. Apoi studenții i-au scris lui Gagarin despre acest lucru, l-au invitat în ospeție. De la cosmonaut a venit și un răspuns. Le-a mulțumit studenților și le-a urat succese. În mai 61, instituția de învățământ din Tiraspol a fost numită în cinstea cosmonautului. De asemenea, în cinstea lui Gagarin, la Tiraspol a fost numit și bulevardul. Deja în 1974, aici a fost inaugurat monumentul lui Gagarin. Timp de 60 de ani, peste 100 de oameni au cucerit cosmosul, 8 din ei au învățat să zboare la aerodromul nostru. În cinstea lor e monumentul aviatorilor din cartierul Balca, din capitală. Un alt moment. În anii 60, fabrica de conserve din Tiraspol producea alimentație spațială. Tuburile pentru alimente au fost produse la uzina Metalolitografie. Buchetul Moldovei a făcut balsamurile Cosmic și cosmonautul Leonov, iar din detaliile de la Electromaș a fost asamblat un radiotelescop. Chiar și la întreprinderile noastre au fost făcute odată creioane speciale pentru astronauți, piese de echipament pentru nave spațiale. În general, Nistrenia are o legătură directă cu cosmosul. Bucătari, salvatori, constructori, mecanizatori și specialiști în irigarea terenurilor agricole. De 40 de ani, Colegiul Tehnic din Slobozia este forjeria viitorilor specialiști calificați. Astăzi aici își fac studiile mai bine de 380 de studenți. Istoria Colegiului Tehnic din Slobozia a început în 1984. În acel an, primii 240 de studenți au pășit pragul instituției de învățământ mediu specializat. Cu toate că lucrările de construcție a clădirii colegiului, la care printre altele au participat cetățeni din întreaga Uniune Sovietică, au început încă în 1979. Timp de 40 de ani, instituția a pregătit un număr mare de specialiști în diverse domenii, introducând inovații nu doar în sistemul de învățământ, dar și diversificând specialitățile oferite. Pentru următorul an de studii deja sunt trasate sarcini majore. Pentru învățământul mediu profesional, tehnicumul va înmatricula elevii la specialitățile agromeliorare. Este o specialitate nouă introdusă anul trecut, anul curent va fi a doua înmatriculare. O specialitate nouă introdusă anul curent este explorarea tehnică a mașinilor și echipamentelor de ridicare și transport construcții de drumuri, prin instruire practic orientat pentru serviciile rutiere din Republică. Și o specialitate pentru subdiviziunile departamentului principal în situații de urgență al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldovenești-Nistrene, care se numește Protecția în situații de urgență. O profesie nobilă de a veni în ajutor celor care se află într-o situație dificilă. Viitorii salvatori trebuie să cunoască nu numai subtilitățile acordării primului ajutor medical, dar și a susținerii psihologice, ultima fiind de mare importanță. Snejana este în anul 2 de studii și se poate mândri deja cu bagajul de cunoștințe acumulat. La mine și bunelul a fost salvator și face serviciu. Am înștiințat cum să salvez eu omul, cum să acărți primul ajutor. Colega ei, la fel Snejana, a venit să facă studii la Colegiul Tehnic din Slobozia, din raionul Râbnița. Este la anul întâi, dar știe cu siguranță că anume aceasta este profesia la care a visat dintotdeauna. Sunt foarte multe profesii și importante, dar eu încă din copilărie visam să devin salvator. Deoarece oamenii care lucrează în acest domeniu, ei sunt curajoși și responsabili față de profesia sa. Anul acesta, instituția DATA a deschis ușile pentru mine și pentru colegii mei de grupă. Suntem un grup unit, prietenos și măcar că suntem din diferite raioane a Republicii. Eu, de exemplu, sunt din raionul Râbnița. Instituția DATA se mândrește nu doar cu studenții săi, dar și cu colectivul pedagogic.
Am dorit să fiu la profesia aceasta deoarece din copilărie vroiam să le ajut oamenilor și întregii societăți și cred că așa și va fi. Mai aproape de ora mesei, în incinta colegiului, aerul devine deosebit cu nuanțe de bucate apetisante. Aici sunt instruiți viitorii bucătari. Pentru învățământul profesional primar, Tehnicum va înmatricula elevii la așa profesii ca bucătar, cofetar și sudor, sudare manuală și parțial mecanizate. Durata învățământului, un an și 10 luni. Bucătarii cofetari combină orele teoretice cu practica și aceasta este un atui important. Profesoara dirigează și cizelează procesul de pregătire a bucatelor. Elena este studentă anului 2, se străduie ca bucatele ei să fie cele mai gustoase și nu în zădar. Elena și-ar dori să devină un bucătar cofetar cu renume. Bucătar cofetar ea trebuie pisat locul pentru că este trebuită. Și pentru asta eu am ales-o că îmi place să fac diferite mâncăruri. Machete ale utilajelor agricole, motoare, cutia de viteze, aici sunt instruiți viitorii mecanizatori. Dumitru studiază cu mare plăcere tot ce ține de tehnică. Noi studiem în baza machetelor, avem motoare, învățăm cum funcționează, le dezasamblăm, în timpul orelor practice le reparăm, curățim, unele sunt puse în funcțiune, avem și un tractor pentru practică. Când aveam vreo 17 ani, am urcat la volanul unei combine. Mi-a plăcut și am venit încoace să-mi fac studiile. În cadrul colegiului din Slobozia sunt pregătiți de asemenea tencuitori și lucrători în construcții verzi. La moment, atenție sporită este acordată instruirii duale, teorie și practică. În genere, procesul de instruire merge în felul următor. Copiii învață undeva la 30-40% teorie, de la 60-50% merge practic la bazele de muncă, unde sunt repartizate la practică. Activăm sistemul dual la specialitatea protecție în situații de urgență. Strâns lucrăm cu departamentul principal în situații de urgență al Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldovenești și Nistrene. Elevii trec acolo și practică. Toate felurile de practică trec la bazele departamentului. Colegiul Politehnic din Slobozia asigură cu cadre calificate nu numai raionul, dar și întreaga Republică. Instituția deja se pregătește pentru campania de admitere. Compania de admitere se începe pe data de 1 iunie și se termină pe data de 5 august. Pentru abiturienți este necesar de adus un set de documente. Cel mai mult elevii vin la specialitatea protecție de situații de urgență. Avem concurs undeva 2 elevi la un loc. Absolvenții anului curent care stau acum la dubiu ar urma să viziteze Colegiul Politehnic din Slobozia. Varietatea de profesii oferite îi va ajuta să-și găsească calea în viață și să îndrăgească anume acea profesie care le va aduce satisfacție sufletească și serviciul la care vor merge în fiecare zi cu plăcere. Pentru astăzi atât, un sfârșit frumos de săptămână tuturor și să auzim doar de bine! La revedere!